Anghel Cătălin reprezintă un exemplu pentru o țară întreagă. El și soția lui și-au dorit de Crăciun să facă fericit un copil. Au luat acasă o fetiță dintr-un centru de plasament. S-au simțit atât de bine împreună încât vor petrece și Paștele la fel. De Crăciun ne-am atașat de o fetiță de la un centru de plasament din județul Constanța și acum în fiecare weekend noi o luăm la noi acasă. Clar că și în perioada sărbătorilor de Paște vom avea acest copil alături de noi. Pe viitor, soții Anghel vor ca micuța să rămână definitiv în familie. Faptul că îl vedem zâmbind pe acest copil, faptul că vedem satisfacția din ochii lui, dorim ca să facem demersurile necesare, să luăm acest copil în plasament și de ce nu, poate să ajungem și la o adopție. În perioada Paștelui, alți 35 de copii din centrele de plasament vor fi adoptați temporar. Este important pentru copii să cunoască cum decurge viața unei familii, cum se construiesc relațiile într-o familie normală, pentru că, din păcate, în mediul instituționalizat nu pot să regăsească astfel de relații și tocmai de aceea le-am oferit această șansă. Copiii care pot fi luați acasă în acest an au vârste cuprinse între 10 și 18 ani.